Salutare! Astăzi vom vorbi despre unul dintre cei mai influenți chitariști clasici din istorie, și anume Francesco Tárrega. El a fost un adevărat pionier al chitării clasice, ajungând să aducă acest instrument la un nivel cu totul nou. Hai să descoperim împreună cum a influențat acesta muzica clasică pentru chitară. Povestea lui începe în 1852 într-un mic oraș spaniol, Villarreal. La doar 4 ani a suferit un accident care a afectat vederea și acesta a fost momentul în care el s-a refugiat în muzică. Tatăl său l-a sprijinit să învețe chitară, iar curând talentul său a atras atenția. El a plecat la Barcelona să învețe cu un maestru al vremii, Julian Arcas. În tot acest timp, Francesco a început să-și compună propriile piese, inspirat de muzica ce îl înconjura și de dorul de casă. Prin muzica lui, Tárrega și-a dorit să arate că acest instrument poate să fie ceva mai mult decât un simplu instrument popular. După anii formativi în Barcelona, Tárrega s-a mutat la Madrid, oraș care i-a influențat profund cariera. Aici a intrat în contact cu noi curente muzicale și a avut ocazia să interacționeze cu artiști de renume. A cântat în diverse locuri, în cafenele, în săli de concerte mari, acesta câștigând recunoaștere și admirație. În acest context, el a compus și piesa Lagrima, o lucrare care reflectă trăirile sale interioare de la acea vreme. El a compus-o cu ideea că este dor de casă și de cei dragi. Din punct de vedere tehnic este o piesă foarte ușoară, dar nu asta e ceea ce contează, ci faptul cât de mult exprimă această piesă. Între influențele sale se remarcă și întâlnirea sa cu Antonio Torres, care acesta, Antonio Torres, este unul dintre cei mai revoluționari constructori de chitări. În caz că nu știați, chitara clasică, forma cum arată ea astăzi, este exact forma pe care Torres a făcut-o în 1850. A rămas exact aceeași formă de atunci, pentru că acest tip de construcție a fost revoluționar și toată lumea a început să construiască după chitări în acest mod. Capriccio Arab este puternic influențată de muzica tradițională spaniolă, dar și de sonorități orientale, sugerând un amestec cultural care este prevalent în perioada romantică. Personal, această piesă este în top 3 piese pentru chitară clasică, mai ales pentru linia sa melodică, este absolut superbă. Mi-aduc aminte că am cântat această piesă în festivalul de la Sinaia de chitară clasică prin 2012 și cu o săptămână înainte de festival mersesem într-o excursie cu clasa, cu colegii mei de atunci și îmi rupsesem unghia aceasta pentru că ne jucam cu șuzii, aruncam cu încălțămintea cu unii în alții și un coleg o aruncase fix în unghia asta mea și mi-am rupt-o. Și mi-aduc aminte că mă întorsesem la școală, doamne, și profesorul meu, domnul Victor Roșu, a fost așa de supărat pe mine. Și mi-am pus o unghie falsă.
Și așa am fost în concurs, am cântat cu unghie falsă pe asta. Și ce credeți, am câștigat atunci locul întâi, am fost super fericit. Asta era, asta fiind în perioada în care eu mergeam la concursuri de chitară clasică. Da, piesa este o piesă superbă, adică ajută enorm. Mi-aduc aminte că din punct de vedere tehnic nu am cântat-o așa de bine, ceea ce era și normal, adică aveam un singur an de chitară. Piesa oricum este o piesă destul de grea și ce m-a ajutat în concursul respectiv a fost faptul că am putut să aduc foarte multă emoție. Piesa lasă foarte mult loc în care tu poți să te joci cu ea dinamic vorbind, adică să cânți mai tare, mai încet, să tragi puțin de timp. Chestia asta se numește tempo rubato, una dintre piesele mele preferate. Și mă bucur tare mult că profesorul meu a stat lângă mine și m-a ajutat să învăț această piesă. Deoarece era în perioada în care eu, fiind în primul meu an de muzică, teoretic vorbind, eu nu știam să citesc acea partitură. Mi-era foarte greu. Și el a stat lângă mine și m-a ajutat și pentru asta o să-i rămân mereu recunoscător. Bun, mergem mai departe. Sună cunoscut? Este Grand Vals, piesa lui, Marele Vals, care a fost luată de Nokia. Pentru că, practic, odată ce trec 70 de ani de la moartea unui artist, tot ceea ce a creat el poate să fie în spațiu public, nu mai are drepturi asupra acelei piese. Și ei au folosit această piesă pentru că are o linie melodică foarte ușoară, care iese în evidență, și practic au recreat-o cu ajutorul sintetizatoarelor, astfel încât să fie o variantă cât mai simplificată ale acelei linii melodice și să fie cât mai ușor de auzit. Ringtonul a devenit super iconic, a fost asociat direct cu marca Nokia. Acest rington este cunoscut de orice om de pe acest glob care a trăit în perioada 90 și anii 2000-2010. Da, cam asta este povestea lui Tarega. El a influențat o grămadă de lume. Cine ar fi știut că piesa lui o să ajungă să fie pe un ringtone și efectiv toată lumea de pe glob o să-i audă acel motiv muzical. E foarte interesant. Pe lângă chestia asta a influențat generații întregi de chitariști, printre care și pe mine. Și da, este unul dintre cei mai faini chitariști care au fost. Am să continui această serie și vom vedea despre ce chitarist o să mai vorbim. Sper că v-a plăcut acest video și nu uitați să dai un subscribe ca să mai vezi content de acest gen. Eu sunt Vlad și ne vedem data viitoare. Ciao!